Bună dimineața, bine v-am regăsit începe Doctor de Bine. Avem de această dată o ediție specială și o să vedeți despre ce este vorba. Vreau să vă spun însă până atunci că am început acest proiect în urmă cu mai bine de un an în online pe ProTV.ro. De-a lungul timpului am avut ediții în care alături de mine au fost prezenți medici din toate specializările și ați aflat de fiecare dată informații importante de la oameni care se pricep cu adevărat la sănătate. Apoi, pe parcurs Alături de mine pentru moderarea emisiunii a venit și colega mea Andrea Groza. Bună ziua. Eu și colega mea Liliana suntem jurnaliști specializați în sănătate. În acest moment o să vină în echipă un medic. Medicul se numește Mihaela Bilic. Bună ziua. Bine v-am găsit, fetelor! Nu mi-aș fi închipuit, iată că voi face parte dintr-o echipă de știri. Este o provocare pentru mine să părăsesc cabinetul medical și lumea medicală și să mă alătur jurnaliștilor, pentru că am observat educația a început să fie făcută prin mass media, oamenii se uită la televizor și dacă ei se uită la televizor, consider important ca informația care este acolo la televizor și implicit în mediul online, să aibă și participarea unui medic Așa Acum că... se întâmplă puțin invers lucrurile De obicei noi mergem în cabinetul exact. medical Acum a venit medicul la da. noi Și o să rămână Și nu numai că o să rămână Dar mi-aș dori O să dori... fac analizele Nici măcar Eu din contră mi-aș dori, mi dori de la voi Mi-aș dori de la voi să mă lăsați Sau să mă inițiați În tot ce înseamnă Eu știu viață de reporter și de jurnalist Să mă luați cu voi pe teren Să mă puneți să fac și eu interviuri, să pun și eu întrebări, pentru că este clar puterea, din câte știu, este la cel care pune întrebarea și atunci, dacă curiozitatea telespectatorilor și a mea ca medic va fi satisfăcută, cu siguranță vom scoate de la ce intervievați toate informațiile importante și necesare.